Bucuria trecerii în anul 2014 i-a făcut pe unii giurgiuveni să uite că trebuie să mai aibă limite în fața mâncărurilor bogate în grăsimi și mai ales în fața paharelor golite unul după altul. Așa se face că și de această dată la camera de gardă a Spitalului Județean Giurgiu s-au prezentat peste 240 de pacienți. S-au prezentat la camera de gardă pe data de 31 în total 123 de pacienți. Dintre ăștia 45 au fost copii, 10 agresiuni fizice și 9 probleme digestive. În rest, afecțiuni obișnuite cu afecțiuni de tip respirator, febril, accidente vasculare cerebrale și boli cardiace. La de întâi au fost 118 prezentări, dintre care 35 de copii. Traumatismi au fost 3 și probleme digestive 4. Asta înseamnă că România au început să învețe și cum să mănânce. Deși în această perioadă medicii se așteptau ca numărul predominant al cazurilor de îmbolnăvire să fie cel al adulților, situația este cu totul alta. Circa 80 de copii au ajuns pe mâna medicilor de la spital în zilele de 31 și 1 ianuarie. Problemele de sănătate pe care aceștia le-au semnalat au fost afecțiuni respiratorii și stări febrile.